Luna iulie, ziua a șasea. Cuviosul părintele nostru, Sisoe cel Mare. Cuviosul Sisoe, iubind din tinerețe pe Dumnezeu, a luat asupra sa jugul crucii și a urmat cu osârdie lui Hristos, petrecând cu nevoințe poznicești în pustiile Egiptului, unde prin smerenie și prin rugăciuni în viața cea asemenea cu îngerii, biruia tabrele vrăjmașilor celor nevăzuți. Petrecerea lui era în pustiul muntelui în care s-a nevoit cuviosul Antonie cel Mare și fericitul Sisoe era următor vieții lui Antonie. El a luat atâta dar de la Dumnezeu pentru smerita lui cugetare, încât a înviat și morți, precum este arătat în Bateric, unde se află scris aceasta. Un om oarecare, Mirean, a mers pentru binecuvântare la părintele Sisoe în muntele lui Antonie, având cu el pe fiul lui, un copil mic. Deci s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit copilul pe cale și a murit. Dar tatăl nu s-a tulburat de aceasta, ci cu credință l-a adus pe mort la stareț. Și intrând în chilie la cuviosul, s-a aruncat la picioarele lui împreună cu fiul cel mort, pe care, punându-l cu fața în jos, stătea ca și cum ar fi cerut binecuvântare și rugăciune. Și făcând starețul rugăciune și dându-le binecuvântare, a ieșit omul afară, lăsând copilul zăcând mort la picioarele sfântului. Iar starețul n-a știut că este mort copilul, ci socotind că șade pentru rugăciune, i-a zis: "Scoală-te, fiule, și du-te de aici." Deci, îndată învind mortul, s-a sculat și a mers în urma tatălui său. Și văzând omul pe fiul său viu, s-a întors cu el la stareț și închinându-se i-a dat mulțumire. Atunci, cunoscând starețul învierea mortului ce se făcuse, s-a mâhnit foarte mult, pentru că niciodată nu voia să fie făcător de minuni. Deci a poruncit acelui om ca să nu spună nimănui ceea ce se făcuse până la sfârșitul lui. Pe acest părinte insuflat de Dumnezeu, l-au întrebat frații: "De va cădea vreun frate într-o greșeală oarecare, îi este destul un an de pocăință?" Răspuns a starețul: "Aspru este cuvântul acesta." "Dar 6 luni se cade să se pocăiască cel ce a greșit?" Răspuns a starețul: "Este mult." Și iarăși au zis frații: "Dar 40 de zile îi este de ajuns pentru pocăință?" Răspuns a starețul: "Este mult." După aceasta a zis: "Crede milostivirii iubitorului de oameni că de se va pocăi omul cu tot sufletul, în 3 zile primește Dumnezeu pocăința lui." Iarăși un alt frate a întrebat pe stareț zicând: "Ce voi face, părinte, căci am căzut în păcat?" Starețul a răspuns: "Scoală-te, fiule, și te vei mântui." Zisa fratele: "Dar după sculare iarăși am căzut." Starețul a zis: "Scoală-te iarăși." Fratele i-a zis: "Apoi până când va fi căderea și scularea mea?" Starețul a răspuns: "Până ce sfârșitul te va ajunge și te va găsi ori în cele bune, ori în cele rele." Deci totdeauna se cade să petrecem în sculare, ca într-aceea să ne ajungă sfârșitul. La acest cuvios părinte era un ucenic anume Apolos. Acestuia, din meșteșugirile vrăjmașului, pe lângă alte ispitiri și poftiri, i-a venit și pofta de rânduială preoțească. Și i se arătau lui draci în vis în chip de arhierei, hirotonindu-l pe el episcop. Deci, deșteptându-se din somn, ruga pe stareț ca să poruncească să meargă în cetate la arhiereu, ca să ia sfințirea preoțească. Iar starețul îi poruncea și îl învăța, spunându-i să nu caute rânduiala mai presus de vrednicia lui. Iar el, supărându-se de multa învățătură și pedepsirea starețului, a fugit în taină de la dânsul și s-a dus în Alexandria, la rudenile sale cele după trup, ca acolo, prin ajutorul acelora, să poată câștiga rânduiala preoției. Și, mergând el pe cale, a ieșit diavolul în întâmpinarea lui și i s-a arătat în chip de om înalt la statură, care era gol de săvârșit, negru la vedere, murdar la chip, având unghii de fier și arătând asemănare de fiară. Era încă și buzat, avea sâni femeiești, arătându-se că este și o parte și alta la fire, și era foarte puturos. Și atât de mare nerușinare arăta înaintea ochilor lui, încât nici nu se cuvine a o da în scris. Acela, căzând pe grumajii lui Apolos, îl cuprindea și îl săruta adeseori. Iar Apolos se îngrădea cu semnul Sfintei Cruci și se trăgea din mâinile lui. Dar el zicea către dânsul: "Pentru ce fugi de mine? Știi că ești al meu și mi-ești iubit, fiindcă faci voile mele."
Pentru aceasta am și venit ca să călătoresc cu tine până ce voi sfârși toate poftele tale. Iar Apolos, neputând suferi putoarea și nerușinarea lui, și-a ridicat ochii spre cer și a strigat foarte tare zicând: Dumnezeule, ajută-mi mie pentru rugăciunile părintelui meu Sisoe și mă izbăvește din această primejdie. Și îndată diavolul, depărtându-se puțin de la dânsul, s-a închipuit în femeie frumoasă goală și a zis către dânsul: Primește-mă și satură-ți pofta ta, de vreme ce mult m-ai odihnit în inima ta prin gândurile tale. Și iarăși a zis: Eu am voit să te fac pe tine popă și episcop, dar rugăciunile lui Sisoe, starețul cel lacom, mă gonesc de la tine. Aceasta zicând diavolul, s-a făcut nevăzut. Atunci Apolos, cuprins de mare frică, s-a întors la stareț și căzând la picioarele lui, i-a spus toate cele ce i se întâmplaseră cerând iertăciune. Încă a spus și fraților ce a pătimit din înșelăciunea vrăjmașului și cum i-au ajutat lui rugăciunile cuviosului părinte Sisoe. Căci cu adevărat, rugăciunea lui era puternică spre gonirea diavolilor, căci dintr-un alt ucenic al său, anume Avram, a izgonit pe duhul cel necurat care muncea trupul lui. Și toate duhurile ispititoare fugeau de la dânsul, neîndrăznind a se apropia de viteazul și nebiruitul ostaș al lui Hristos. Și petrecând cu viosul Sisoie 60 de ani, s-a apropiat de sfârșitul său. Deci când era să se pristăvească, monahii șezând lângă dânsul, s-a luminat fața lui ca lumina și a zis către ei: Iată, a venit Ava Antonie. Și tăcând puțin, iarăși a zis: Iată, a venit ceata prorocilor. Și iarăși fața lui mai mult a strălucit și a zis: Iată, a venit ceata apostolilor. Și s-a luminat fața lui îndoit și vorbea cu fețele cele nevăzute. Și l-au rugat frații zicând: Spune nouă, părinte, cu cine vorbești? El le-a zis: Iată, au venit îngerii să mă ia și mă rog lor ca să mă lase puțin să mă pocăiesc. Frații i-au zis: Părinte, nu ți este trebuință ție pocăința? Starețul a răspuns: Cu adevărat nu mă știu pe mine de m-am atins măcar de începutul pocăinței mele. Și toți frații îl știau pe el că este desăvârșit. Și iarăși mai mult s-a luminat și se făcuse fața lui ca soarele, încât toți s-au temut. Și le-a zis starețul: Iată, vine Domnul, vedeți toți. El zice: Aduceți-mi vasul alegerii din pustie. Cuviosul zicând acestea, îndată și-a dat Duhul său Domnului. Și s-au făcut niște fulgere și chilia aceea s-a umplut de bună mireasmă. Cu astfel de fericit sfârșit, cuviosul Sisoie și-a săvârșit vremelnica viață și s-a mutat la viața cea fără de sfârșit. Iar cetele sfinților care le-a văzut la sfârșitul său, cu acele acum sălășluindu-se, se îndulcește de vederea feței lui Hristos. Fie ca de acele îndulciri să ne învrednicim și noi cu rugăciunile cuviosului părintelui nostru Sisoie și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin. Tot într-o această zi, sfinții mucenici Marin, Marta, Avdifax și Avacum și cei împreună cu dânsii. Pe vremea lui Claudiu, împăratul Romei, a venit din Persia la Roma un bărbat de neam bun și bogat, care era de dreapta credință creștinească cu numele Marin, împreună cu femeia sa Marta și cu doi fii ai lor, Avdifax și Avacum. Ei au venit ca să se închine la mormintele sfinților apostoli și ale celorlalți sfinți. Și au început a cerceta în Roma pe creștinii cei ținut în legături și a îngropat trupurile celor uciși pentru Hristos. Deci, trecând râul Tibrului, au găsit acolo într-altă cetate pe sfântul mucenic Chirin, care era ținut în temniță și care pătimise multe răni pentru Hristos. Și mergând la el, s-au aruncat la picioarele lui rugându-l să se roage Domnului pentru dânsii. Și au început din averile lor a-i sluji lui și celor legați cu el pentru Hristos și spălându-le picioarele, se stropeau cu apa aceea. Astfel au petrecut acolo 8 zile, slujind sfinților. În vremea aceea, Claudiu a poruncit să ucidă fără judecată pe toți creștinii ce se aflau. Și nu cu mult mai înainte de acea vreme, fusese răprinși 260 de creștini, pe care i-o sândise împăratul să sape pământul. Iar temnița lor era afară din cetate, la locul Olarului, lângă calea ce se numește Salaria. Deci împăratul a poruncit ca pe toți aceștia să-i săgeteze soldații cu săgeți la priveliște, iar trupurile lor să le ardă cu foc.
Înștiințându-se de aceasta, Marin și Marta cu fiilor s-au mâhnit foarte mult și, ducându-se la acel loc împreună cu Sfântul Ioan Preotul, scoteau în taină din foc trupurile sfinților pe care le puteau lua și, învelindu-le cu pânze curate, le îngropau în peștera cea de lângă calea Salariei, care se numea Cucumer. Încă au îngropat împreună cu ei și pe un oarecare tribun împărătesc cu numele Vlast, care fusese ucis pentru Hristos și au petrecut acolo multe zile în rugăciuni și în post împreună cu preotul Ioan. Și înștiințându-se împăratul Claudiu de aceasta, a poruncit ca să caute pe Marin și pe soția lui, dar nu-i găsea pentru că se ascunseseră. Iar când s-au întors din acea peșteră și au venit la temnița zisă mai înainte, n-au mai găsit în ea pe Sfântul Mucenic Chirin, pentru că luciseseră cu sabia în noaptea aceea mai înainte de venirea lor și l-aruncaseră în râul Tibrului. Iar ei, înștiințându-se de locul unde era aruncat trupul Sfântului, au așteptat noaptea. Și fiind întuneric, au căutat pe mucenic în apă și l-au găsit, apoi l-au îngropat în peșteră în gropnița lui Pontian. După aceea, mergând ei de cealaltă parte a Tibrului și fiind încă întuneric de noapte, s-a auzit un glas de cântăreți în foișorul unei oarecare case, pentru că acolo se adunaseră creștinii cu episcopul Calist și se vârșeau rugăciunile de toată noaptea. Auzind aceasta, Marin și însoțitorii lui s-au bucurat și s-au apropiat de poarta acelei case, iar creștinii care erau înăuntru nu voiau să deschidă, pentru că se temeau să nu năvălească asupra lor închinătorii de idoli. Dar Sfântul Calist, episcopul, a zis celor ce erau cu el: „Îndrăzniți, nu vă temeți, Hristos bate în ușa noastră, să-i deschidem, deoarece El ne cheamă pe noi.” Zicând episcopul aceasta, a mers singur și a deschis poarta. Și văzând Marin, Marta și cei doi fii ai lor pe episcop, s-au aruncat la picioarele lui, cerând binecuvântare. Iar episcopul împreună cu toți credincioșii s-au bucurat de ei și, ducându-i înăuntru, i-au sărutat și au făcut rugăciuni împreună. Și au petrecut în acel loc 2 luni, ziua ascunzându-se, iar noaptea adunându-se la rugăciune. În vremea aceea, în palatul său aproape de priveliște, împăratul Claudiu a pus la întrebare înaintea judecății pe un bărbat cinstit cu numele de Valentin Preotul, care a fost prins și legat cu lanțuri grele pentru mărturisirea lui Hristos. Și a zis către el: „Pentru ce nu te împrietenești cu noi, tu care petreci în poporul nostru? Am auzit destul de învățătura voastră creștinească, iar tu care ești înțelept, de ce te înșeli cu basmele cele deșarte ale credinței voastre?” Răspuns a fericitul preot Valentin: „De ai fi știut darul lui Dumnezeu care este în credința noastră, cu bucurie ai fi primit și tu și poporul tău, lepădând diavolii și idolii cei făcuți de mână și mărturisind pe unul Dumnezeu, Tatăl cel atotputernic și pe Iisus Hristos, Fiul Lui, ziditorul la toate, pe făcătorul cerului și al pământului, al mării și al tuturor celor din trânsele.” Iar un oarecare din cei ce stăteau înaintea împăratului, îndreptător de lege al lor, a zis cu glas mare către Sfântul Preot: „Ce ți se pare de zeul Die și de Hermes?” Răspuns a preotul: „Eu nu socotesc altceva despre ei decât numai aceasta, că au fost oameni ticăloși și spurcați, care în zilele vieții lor au petrecut numai în necurății și desfătări trupești. Chiar și tu, de-mi vei arăta neamul și faptele lor, vei vedea cât de spurcați au fost.” Atunci acel îndreptător de lege a strigat cu glas mare: „Acesta hulește pe zei îndreptători ai împărăției Romei.” Iar împăratul Claudiu, ascultând cu îngăduire, a zis către preot: „Dacă Hristos este Dumnezeu, de ce nu mi-arăți adevărul despre dânsul?” Grăita preotul: „Ascultă-mă pe mine, împărate, și ți se va mântui sufletul tău, împărăția ta se va înmulți și vrăjmașii tăi se vor stinge, iar tu vei fi biruitor peste toți. Aici te vei îndulci de vremelnica împărăție, iar în viața ce va să fie, te vei îndulci de cea veșnică. Numai să faci aceasta: pocăiește-te de sângele sfinților pe care l-ai vărsat și crede în Hristos, și primind Sfântul Botez.” Atunci Claudiu a zis către cei de față: „Auziți, cetățenii ai Romei și tot poporul, cât de sănătoasă învățătură negrește noua omul acesta?” Iar eparhul, cel cu numele Calpurnie, a strigat: „Te înșeli, o împărate, cu învățătura cea mincinoasă acestuia. Oare cu dreptate ne este nouă să lăsăm zeii aceia, cărora din scutecele noastre le-am învățat a ne închina? Singur judecați de aceasta.” Zicând de parhul acestea, s-a schimbat inima împăratului și a încredințat lui pe preot, zicându-i cu mâhnire:
să-l asculți cu îngăduire și dacă învățătura lui ce o grăiește nu va fi sănătoasă, să faci cu dânsul după legea cu care se judecă furii de cele sfinte. Iar dacă va fi sănătos și drept sfatul lui, atunci de ce să nu-l ascultăm pe acela? Atunci eparhul Calpurnie, luând pe Sfântul Valentin, l-a încredințat unuia din cei ce erau sub stăpânirea lui, dregător mai mare, cu numele Asterie, bărbat înțelept, zicându-i: „De vei putea cu cuvintele tale să pleci pe acesta spre socoteala noastră, voi spune împăratului de înțelepciunea ta și vei fi lui prieten.” Și luând Asterie pe preot, l-a dus în casa sa. Deci, intrând Sfântul Valentin în casa lui Asterie, și-a plecat genunchii la rugăciune și a zis: „Dumnezeule a toată făptura cea văzută și nevăzută, ziditorule al neamului omenesc, cel ce a trimis pe Fiul tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să ne mântuiască pe noi de înșelăciunea vrăjmașului și să ne aducă din întuneric la lumina adevărului, care ne-a chemat pe noi la sine zicând: „Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Întoarce casa aceasta la tine și dă ei după întuneric lumină, ca să te cunoască pe tine, Dumnezeu și Hristos, într-o unire a Sfântului Duh în veci. Amin.” Astfel rugându-se Sfântul și Asterie auzind cuvintele lui, a zis către dânsul: „Mă mir, cum zici că Hristos al vostru este lumină?” Răspuns a Sfântul: „Cu adevărat, Domnul nostru Iisus Hristos, cel născut de la Duhul Sfânt și din preasfânta născătoare de Dumnezeu, este lumina adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume.” Asterie a zis: „Dacă el luminează pe tot omul, acum voi încerca dacă sunt adevărate cele grăite de tine. Eu am o fiică oarbă încă mai înainte de a avea 2 ani. Deci dacă o vei vindeca cu numele Hristosului tău, atunci voi face tot ceea ce îmi vei porunci.” Preotul a zis: „Să o aduci la mine.” Iar Asterie, alergând cu sârguință, a adus pe copila cea oarbă. Deci Sfântul Valentin, înălțându-și mâinile și ridicându-și ochii cu lacrimi spre cer, s-a rugat mult. Apoi, punând mâna sa pe ochii cei orbi, a zis: „Doamne, Iisuse Hristoase, luminează pe roaba ta, că tu ești lumina cea adevărată.” Și îndată a văzut copilița. Iar Asterie și femeia lui, văzând aceasta, au căzut la picioarele Sfântului zicându-i: „Ne rugăm să faci ceea ce vei voi cu noi, ca să fim robii lui Hristos și să se mântuiască sufletele noastre.” Sfântul a zis către dânsii: „Să faceți ceea ce vă poruncesc. Dacă credeți în Hristos din toată inima, sfârmați toți idolii care sunt în casa voastră. Postiți, iertați datoriile tuturor datornicilor voștri, primiți Sfântul Botez și așa vă veți mântui.” Iar ei au voit să facă cu bucurie toate acestea și, poruncindu-le lor 3 zile de post, îi învăța taina Sfintei Credințe. Iar de vreme ce Asterie avea sub stăpânirea sa pe mulți închiși, i-a dezlegat pe toți din legături și a liberat din temniță. Și după ce au postit 3 zile, sosind ziua duminicii, Asterie s-a botezat cu toată casa sa, care era de 46 de suflete, bărbați și femei. Încă au chemat în casa lor și pe Sfântul Calist Episcopul și au luat binecuvântare de la el. Auzind aceasta, fericitul Marin, împreună cu Marta, femeia lui, și fiii lor, Avdifax și Avacum, s-au dus la casa lui Asterie cu bucurie, mulțumind lui Dumnezeu, și au petrecut acolo 32 de zile. După aceasta, împăratul, aflând că Asterie a crezut în Hristos și s-a botezat cu toată casa, după învățătura lui Valentin preotul, a trimis îndată ostași să prindă pe Asterie și pe toți ai casei lui. Iar aceia, năvălind fără de veste, au prins pe toți care se aflau în casa lui Asterie, între care era și Sfântul Marin cu casnicii lui, și pe toți i-a dus la împărat. Iar împăratul a poruncit să-i despartă deosebi pe preotul Valentin și pe Marin cu ai lui, iar pe Asterie, cu ai casei lui, i-a trimis legați în cetatea ce se numea Ostie, ca acolo să primească judecata și pedeapsa. Deci, ducând în cetatea aceea pe Sfântul Asterie și pe toți cei cu dânsul, i-a dat unui judecător cu numele Ghelasie, care, văzându-i, i-a aruncat în temniță. Iar după 20 de zile, scoțându-i la judecată, le-a zis: „Ați auzit ce a poruncit împăratul și tot sfatul lui?” Sfinții au răspuns: „Nu știm.” Judecătorul a zis: „Este poruncă ca toți care se închină zeilor să fie vii și liberi, iar cei ce nu voiesc să se închine lor, aceia să fie uciși cu felurite chinuri.” Sfântul Asterie a răspuns:
să se închine lor aceia care sunt ca dânsii și să piară împreună cu ei. Iar noi ne închinăm Dumnezeului celui adevărat și atotputernic, care petrece la ceruri și lui ne aducem jertfă. Și mânindu-se judecătorul, a poruncit ca pe Sfântul Asterie să-l spânzure la muncire și să-l chinuiască, iar pe toți ceilalți să-i bată cu toiege fără de cruțare. Și astfel chinuindu-i în acea zi, i-a aruncat iar în temniță, zicând: se cade a pregăti chinul mai cumplit asupra lor. Deci a poruncit ca a doua zi să fie gata priveliștea și să se adune poporul. Și venind ziua următoare, judecătorul Ghelasie a șezut la judecata din priveliște și aducând de față pe Sfântul Asterie cu ceilalți sfinți mucenici, a zis către dânsul: lasă-ți nebunia ta cea deșartă și te făgăduiește a jertfii zeilor, ca să nu pierzi închinuri tu și cei cu tine. Sfântul Asterie a răspuns: noi toți dorim ca să murim pentru Hristos, Mântuitorul nostru, precum și El a murit pentru noi păcătoșii, astfel încât, curățindu-ne de întinăciunile lumii acesteia, să ne învrednicim a trece la împărăția cerească cea dorită. Și umplându-se judecătorul de mânie, a poruncit să-i arunce pe toți spre mâncare fiarelor. Deci sfinții au fost duși la locul care se numea al fiarelor, aproape de o capiște de aur, pentru că acolo se hrăneau fiarele. Și intrând în groapă, s-a deschis îngrădirea fiarelor și le-au dat drumul asupra lor. Iar Sfântul Asterie a strigat cu glas mare zicând: Doamne Dumnezeule Atotputernice, Cel ce ai miluit pe robul Tău Daniel în groapa leilor și prin prorocul Avacum l-ai cercetat și l-ai întărit, cercetează-ne și pe noi, robii Tăi, prin Îngerul Tău cel Sfânt. Și ieșind fiarele, n-au vătămat pe nimeni dintre înșii, ci se plecau înaintea Sfântului Asterie și celor ce erau cu dânsul. Aceasta, văzând-o Ghelasie, a zis către popor: vedeți cum aceștia, cu meșteșuguri de farmece, au îmblânzit fiarele? Dar mulți din popor au grăit: Dumnezeul lor îi păzește pe ei. După aceea, judecătorul a poruncit să-i scoată pe mucenici din groapă, să gătească un foc mare și să-i arunce în el ca să ardă. Și fiind aprins acel foc mare, Sfântul Asterie a zis către ceilalți sfinți: îndrăzniți, nu vă temeți, pentru că cel ce a fost văzut al patrulea cu cei trei tineri în cuptorul Babilonului, acela stă acum în mijlocul nostru. Și când au aruncat pe mucenici în foc, îndată s-a stins văpaia și focul s-a schimbat în răcoreală, iar sfinții au rămas nevătămați. Atunci judecătorul, văzându-se biruit și rușinat, a poruncit să scoată pe mucenici afară din cetate și să-i omoare cu moarte de două feluri. Pe unii să-i taie cu sabia, iar pe alții să-i ucide cu pietre. Și astfel s-a sfârșit nevoința muceniciei lor. Iar pe cei rămași în Roma, cu fericitul Valentin preotul, sfinții mucenici Marin, Marta, Avdifax și Avacum, împăratul Claudiu i-a adus înaintea judecății sale. Deci mai întâi a bătut fără de milă cu toiege pe Sfântul Valentin și pe urmă a poruncit să-i taie capul. Apoi a zis către Sfântul Marin și către cei cu dânsul: de unde sunteți? Sfinții au răspuns: suntem din Persia. Împăratul a zis: pentru ce v-ați lăsat țara voastră și ați venit aici? Sfinții au răspuns: am dorit să ne închinăm la mormintele Sfinților Apostoli și lângă ele să dăm Domnului rugăciunile noastre. Împăratul a zis: de unde aveți aur și argint, că aud de voi că sunteți bogați? Sfinții Marin și Marta au răspuns: din averile noastre care le-am avut în Persia, pe acelea noi le-am vândut și am împărțit la cei ce nu aveau, iar ceea ce ne-a mai rămas am luat cu noi, nu pentru noi, ci pentru slujirea Sfinților. Iar cum că am fost bogați în Persia, poți să înțelegi din aceasta că suntem de neam bun, căci tatăl meu, Maromei, a fost întâiul după împăratul Persiei, iar soția mea este fiica lui Cusinit, boierul slăvit din Persia. Împăratul a zis: pentru ce ați lăsat zeii cei părintești, care se cinstesc în Persia, și ați venit aici să căutați oamenii cei morți? Marin a răspuns: noi, robii lui Hristos, am venit să ne închinăm Sfinților Apostoli, ale căror suflete nemuritoare cu Dumnezeu viețuiesc, ca ei să fie pentru noi mijlocitori către Hristos, Dumnezeul nostru. Împăratul a zis: unde este aurul și argintul care l-ați adus din Persia? Sfântul Marin a răspuns: l-am dat lui Dumnezeu, care ni-l dăduse nouă pentru o vreme. Atunci împăratul, mâniindu-se, l-a dat pe el locuțitorului său cu numele Muschian, zicându-i: de nu vor aduce jertfe zeilor să-i pierzi cu felurite chinuri. Iar acela, luându-i pe ei, i-a dus la judecată în capiștea zeiții lor Teluda. Și, punându-i de față la cercetare, le-a arătat lor toate uneltele de muncă, îngrozindu-i cu cumplite chinuri și silindu-i la închinarea idolească. Dar, nesupunându-se voinței lui, a început a chinui. Deci mai întâi pe Sfântul Marin,
întinzându-l la pământ, a poruncit să-l bată cu toiege. Iar el, fiind bătut mult, nu striga altceva decât numai „Slavă ție, Doamne Iisuse Hristoase!”. Apoi pe Avdifax și pe Avacum, asemenea cu toiege i-au bătut. Iar Sfânta Maică Marta, privind la pătimirea fiilor săi, îi întărea cu sfaturi de mamă ca să răbde cu bărbăție pentru Hristos, cel ce a răbdat pentru noi mai mari pătimiri. După aceasta, spânzurând pe acești trei mucenici, adică pe tatăl cu fiii săi, a poruncit să strujească trupurile lor cu unghii de fier și să le ardă coastele cu foc. Iar ei strigau cu fețe luminoase: „Mulțumim ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai învrednicit pe noi a pătimi toate acestea pentru numele Tău!” După aceasta, luându-i pe ei de la chinuri, a poruncit să le taie mâinile, iar Marta, adunând de sângele lor, se ungea cu el cu bucurie. După aceea, judecătorul, atârnându-le mâinile de grumaj, a poruncit să-i poarte prin toată cetatea Romei. Deci, sfinții fiind purtați, când propovăduitorul striga: „Nu huliți pe zei, că pentru aceasta sunteți munciți”, sfinții strigau împotrivă: „Nu sunt zei, ci diavoli, care vă vor pierde pe voi cumpăratul vostru!” După o pătimire ca aceasta, sfinții mucenici au fost scoși afară din cetate, la un loc care se numea Nimfa Catavasii, departe ca la 13 stadii, unde sfinților Marin, Avdifax și Avacum li s-au tăiat capetele, iar pe Marta au înnecat-o în râu. După aceasta, o femeie oarecare credincioasă, cu numele Filichita, luând în taină trupurile sfinților mucenici, celor tăiați, și al Sfintei Marta, le-a îngropat cu cinste în satul său, slăvind pe Domnul nostru Iisus Hristos, cel împreună slăvit cu Tatăl și cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.